încheiem această ediție a conferințelor Dilema Veche cu o conferință susținută de doamna profesor Adriana Babeț. În afară de admirația mea personală și a întregii reviste Dilema Veche pentru domnia sa, nu știu ce să adaug, pentru că aici în sală cei mai mulți dintre dumneavoastră știu despre dânsa mai multe decât știu eu. O să trecem direct la conferință. Va fi o conferință Kundera după Kundera, tragedia Europei Centrale. O conferință care pleacă de la un articol al lui Milan Kundera, publicat în 1983 în Franța și preluat în 1984 în Statele Unite, care, asupra căruia mi-a atras și mie atenția doamna Babeț când am discutat despre ce o să vorbească, și pe care l-am citit șocat. Știți că se spune în general despre un autor bun, vai cât e de actual, vai cât e de actual și așa mai. Asta a devenit deja un clișeu care pe mine mă cam plictisește asta. Caragiale e actual, Shakespeare e actual, Homer e actual, toată lumea e actuală. Uneori și ăștia actualii sunt actuali, uneori. Uneori. Dar acest text este șocant de actual. Și m-am bucurat mult că doamna Babeț se alătură acestei seri dedicate Europei Centrale din interiorul sau pe lângă, în marginea acestui text. Doamna Babeț, vă rog. Bună seara, vă mulțumesc că v-ați răpit din timp. Eram pregătită să vorbesc și pentru 10 persoane cu același elan și sper cu același umor și cu aceeași întristare, pentru că e un fel de râsul plânsul. Deci încă o dată vă mulțumesc, mulțumesc extraordinare echipe de la Dilema Veche și echipei arădene care organizează aceste conferințe, în care înțeleg că mă și mut într-un fel, îmi fac o a doua casă la Arad. Aș începe prin a spune două fraze, care probabil sunt trei, despre conferința pe care am urmărit-o cu absolut tot interesul și foarte, cum să zic, direct implicată în ceea ce spunea, eu îi spun Oana, pentru că e mult mai tânără, i-aș putea fi bunică, și auzind-o cu câtă siguranță, am avut impresia și am întrebat-o dacă are umor și dacă a spus că are. Deci am avut impresia că sunt în fața unui marin pușcaș, unui pușcaș marin debarcat în România, pentru că avea o siguranță de frazare, de opinie, de tot. Acum, eu venim cu tema kunderiană, Kundera după Kundera. Dragă Sever, trebuia să întrebi. Kundera după Kundera, punct. Tragedia Europei Centrale e semnul întrebării. Articolul lui este Tragedia Europei Centrale. Punct. Eu am pus un semn întrebării. Deci, dacă Oana era ca un pușcaș marin autentic și ferice pentru țările care au asemenea combatanți mentali, intelectuali, eu o să par, sunt convinsă, ca un soldat șveic. Nu știu dacă vi-l mai aduceți aminte, pentru că e vorba de cehi. Foarte vorbăreață, vorbim mult și de foarte multe ori, nu chiar pe lângă, dar încercând să distrag cumva, nu s-o și distrug atenția, de la lucrurile care sunt foarte grave. Pentru că ai spus că aproape toți din sală mi-au fost studenți sau elevi, nici chiar așa, deci o să-mi imaginez, mi-am imaginat că iar țin un fel de curs scurt, nu vă speriați, pe care de obicei îl ordonam cu A mare, B mare, C mare, A mic, B mic, C mic. Deci lumea știe că sunt totuși foarte ordonată, deși discuția cred că o să aibă multe, serpentine, da.
Deci asta, o să încep cu o confesiune la A mare, la B mare, două titluri și cundera în trei timpi, la C mare, o ironie a istoriei și un exercițiu de imaginație, D mare, deci ce este Europa Centrală. Și la sfârșit, tragedia Europei Centrale sau drama. Deci încep cu confesiunea, nu citesc decât, o să citesc niște mici traduceri pe care le-am făcut din textul lui Milan Kundera. O să încep cu o confesiune. Când am văzut subiectul conferinței, Europa versus, Babeți, ai ceva de spus? O, zic, Dumnezeule, repede, cu Europa Centrală, ceva și să sune bine și... Zic, în sfârșit a sosit momentul să reîncălzim subiectul Europa Centrală, care îmi părea că nu mai interesează pe nimeni, și imediat am spus, Kundera după Kundera, tragedia Europei Centrale. Să zic, de ce să nu pun semnul întrebării? Pentru că deja începuse războiul în Ucraina și lucrurile începeau să ne privească, dacă nu ne-au privit dinainte, chiar insistent în ochi. Și m-am gândit într-un fel ce ironie asupra, ironie este, o să revin, a istoriei. Țin de ani de zile un curs la masteratul Universității de Vest din Timișoara și de câțiva ani buni un curs la Universitatea din București, tot la litere, tot masterat, în care vorbesc despre Europa Centrală cu diverse titluri, hibridare și paradox. Întrebarea de start este: dragilor, hai să ne cunoaștem, știți, numiți 5, hai 3, hai un autor polonez. Am ținut cursul ăsta și la Cluj. Destul de greu, de când? Zic, de oricând, hai, secolul 20. Mai greu, un autor ceh, aproape... De fiecare dată răsărea Milan Kundera și în anii mai fericiți mai venea la pachet Jaroslav Hašek, curș vechiul lui. În fine, un autor maghiar. La Cluj se lăsa o tăcere suspectă, în sensul în care studenții maghiari au zis în pauză că ei nu au avut curajul să spună, zic, hai că vă dau 10 autori. Deci lumea se relaxa, bine dispuneam. Cât despre autorii croați, sloveni, slovaci, mari autori de limbă germană, acolo parcă mai pâlpâia ceva. Și în fiecare, cu cât veneam mai spre noi, cu atât numele pronunțate erau tot mai puține. Și mă gândeam, Dumnezeule, pe cine mai interesează un curs despre cultura, literatura Europei Centrale? De peste 25 de ani, cu un grup din care făceau parte și câțiva arădeni de extraordinară calitate, împreună cu domnul profesor Cornel Ungureanu, prieten foarte bun, Mircea Mihăieș, prieten foarte bun, și cu tinerii noștri, foști studenți. M-am emoționat pentru că i-am văzut copiii aici. Marius Lazurca, Dorian Branea, Daciana Branea, sunt arădeni toți. Tinu Pârvulescu, Sorin Tomuța, sper să nu fi uitat pe cineva, Gabriel Con, toți care au făcut cariere academice și diplomatice strălucite. Am fondat un grup de reflecție care la un moment dat s-a numit Fundație, un grup de studii comparate central-europene. Numele era ciudat, se chema A treia Europa, proiecte după proiecte, în parte realizate. Singurul proiect în jurul căruia grupul nostru s-a constituit era dicționarul romanului central european din secolul 20, singurul proiect nedus la capăt, de 25 de ani. Și i-am zis, domnule, ar trebui să-l contrazicem pe un alt mare central european, laureat cu premiul Nobel, îl pronunț cât de cât, sper, corect poloneză, Czesław, Czesław zicem noi, Czesław Miłosz, L tăiat e U ăla, așa, Czesław Miłosz, ca să înțeleagă tot român, da,
care, într-un interviu pe care mi l-a dat în Statele Unite, unde era profesor la o mega conferință în 92, a zis: dragă, știi ce ne aseamănă pe noi central europenii, în franceză, desigur, vorbeam. Și zic, ce? Zice, neputința de a ne duce la capăt proiectele. Zis și făcut. Am început dicționarul în forță, e, și păcat că nu mai trăiește Cezar Mioș. Și a zis, la ce lucrat? Zic, aș vrea să facem un dicționar al romanului central european din secolul 20. Excepțional. A zis, nu există așa ceva. Corect. Și aș fi zis că a avut dreptate, dar este la tipar, ar fi trebuit să fie deja gata, să-l dau și eu niște autografe cu toți participanții, între care chiar și Cătălin, care e de față, la Zurca. Are 2 sau 3 fișe de roman. Sunt peste 250 de fișe de roman, o echipă de peste 70 de oameni din toate țările astea și grosul din... Și iată că l-am dus la bun sfârșit. Dar mă întrebam, pe cine să mai intereseze așa ceva? Când nimeni nu mai știe, nici autori. Au luat premiul Nobel, nu s-au prea vândut cărțile. Ce se întâmplă? Deși au fost traduse în română. Ce-i cu noi? Încercam să scot din amorțeală, și mai degrabă din neștiință și din dezinteres. E reciproc. Nu vă faceți iluzii. Am predat la Cracovia, la Universitatea Jagiellonă. Ceva apropiat de cursul ăsta, nu, cei de la română știau, evident, știau literatura română, habar n-aveau de autori polonezi, maghiari. Deci, ni se întâmplă ceva destul de ciudat. Și încercam să scot din amorțeală și dădeam titluri care acoperă parțial ceea ce este totuși o identitate, hai să zicem, un soft mental via Hofstede, ăsta e un mare psihosociolog, un soft mental central european, și el o demonstrează. Ce ne unește totuși? Și dădeam titluri, hibridare și paradox, Europa centrală, hibridare și paradox. Și cu un PowerPoint, pentru că era foarte la modă, dar n-am adus acum, este încă foarte la modă, deși dacă n-ai imagini, tu citești ceea ce și spui. Deci e o tautologie destul de stupidă, ca să zic. Așa, dacă e animat cu imagine, cu film, cu asta, da. Și puneam o imagine pentru ideea de paradox sub care stă, cam stă discuția noastră. O poză, o fotografie de epocă, de dinaintea Primului Război Mondial, bine, o clasă de băieți de la un liceu din Linz, Austria, în care erau încercuite cu roșu 2 portrete, unul stătea mai sus și unul puțin mai jos și zic, dragilor, închipuiți-vă cine sunt acești colegi, nu de clasă, de școală, dacă are precis s-or fi hârjonit sau nu, s-or fi înghiontit pe coridoare sau nu, îi recunoașteți? Întrebare retorică. Zic, cel de sus, dreapta sus, e Adolf Hitler, și cel puțin mai jos, ca un înger blond superb, este Ludwig Wittgenstein. Wow! Acum 7-8 ani, extraordinar! S-au scris cărți pe tema fotografiei respective. Toată lumea știa de Hitler. Cu cât venea mai spre noi, tinerii de pe la litere, zic, Ludwig Wittgenstein, încercam să le explic ce e atât de paradoxal în poza asta cu doi băieței care nu știau ce o să-i aștepte pe fiecare dintre ei și spre ce o să împingă unul lumea în concretul ei și celălalt lumea minții în abstractul ei, un geniu malefic și un geniu extraordinar al gândirii. Biografii divergente, destine divergente, iată o primă... Deci asta ar fi, într-un fel, confesiunea pe care am zis totuși să o lansez la apă, cât de inutil mi s-a părut tot efortul nostru, toate cursurile, pentru că, de fapt, interesul era destul de palid. A trebuit să apară un mic volum în octombrie
2021, anul trecut, în Franța, pe care mi l-a făcut cadou prietena mea, Smaranda Vulturi, de ziua mea, anul trecut, proaspăt scos de la tipar. Și zic, uite, domnule, Milan Kundera în Occident kidnappé, adică un Occident răpit, punct, sau tragedia Europei Centrale. Zic, cum Dumnezeu s-a mai gândit cineva la Milan Kundera? Habar n-aveau de ce o să devine atât de actual, atât de interesant textul ăsta, pe care cei din grupul nostru, care la început am fost foarte, foarte activi și dinamici, am compus, am făcut o antologie, Europa Centrală, Nevroze, Dileme, Utopii, care se poate descărca de pe site-ul editurii Polirom, și unde e textul lui Kundera tradus din engleză. Aici e varianta franceză și ce o să vă dau citatele o să fie traduse de mine din această variantă. Mai mult ca oricând, dicționarul nostru, cursurile care nu s-au terminat încă la București, devin parcă mai actuale în oglinda unei catastrofe, a unei tragedii. Deci cu această, să zicem, brumă de speranță a unui interes absolut necesar, absolut justificat, renăscută, o să încerc să vă spun ce se întâmplă cu cele două titluri cuprinse aici, din Kundera, în trei timpi. În volumașul acesta francez, tipărit cu foarte multă inspirație, zic eu, de editura Gallimard, e seria de articole mai importante publicate de-a lungul timpului într-o revistă care se numește Le Débat, Dezbaterea. Probabil că e o serie și mie mi-a căzut în mână textul ăsta. Sunt publicate două texte semnate de un prozator ceh care e foarte cunoscut, foarte tradus în română, în repetate rânduri și în momentul de față cu serie de autori la Humanitas. Primul text se numește Literatura și micile națiuni și e un discurs fulminant pe care l-a ținut la un congres al scriitorilor din Cehoslovacia de pe atunci, în 1967, înaintea primăverii de la Praga, de evenimentele din 1968, și mulți spun că acel discurs, care a fost discursul inaugural la Congresul Scriitorilor, urmat de discursurile spulberătoare la adresa autorității politice, a sistemului de cenzură, a influenței sovietizante, rostite de Pavel Kohut, un autor mai puțin cunoscut la noi, și de Ludwig Vaculík, care este total necunoscut și netradus în România și care sunt niște repere și morale și scriitoricești, vreau să vă spun, ca valoare estetică pentru literatura cehă postbelică. Deci au ținut aceste discursuri precedate, ca să știe scriitorii români, precedate în 1963 de o întâlnire la care participă mulți dintre ei, într-o localitate mai mică, Liblițe, dedicată lui Franz Kafka în 63, nici mai mult, nici mai puțin. Sigur că Kafka e praghez, e ceh, da, numai că e mai complicat, e evreu, dar e și mai complicat, e evreu de limbă germană. Unde îl pui, apropo de identități disputate și disputabile? În ce căsuță îl așezi? În care literatura cehă își, n-aș spune că tocmai la pachet cu ea și cea slovacă, își ia atunci rămas bun de la realismul socialist. Pentru că, prin proza lui Kafka, lumea se redeschide, se redeschide, lumea literaturii cehe se redeschide spre altceva. Cine era în 67 când publică discursul la Congresul Scriitorilor Milan Kundera? Era deja un autor reputat, publicase în cehă, scriindu-le în cehă, romanele despre care multă lume spune că sunt romanele lui de rezistență, între care la vârf Gluma, în 1967, mulți spun că apariția ei cumva anticipează într-un fel 68-ul praghez. Deci e
el apare și discursul apare într-un moment în care cultura cehă trăiește un moment de, cum să zic eu, de resurecție, dacă vreți. Alături de Kundera sunt Bohumil Hrabal, este Václav Havel, este Topol, tatăl, dramaturgul, Havel tot ca dramaturg, sunt regizorii de film, Irgi Menzel, Ivan Paser, Vera Hitilova, Miloš Forman, mega... Uriaș, da, deci Oscar, Urcan, Urș, da, în fine. Deci de capodopere, de capodopere, da, validate și prin aceste mari premii internaționale. Deci sunt, e un moment fast și totuși spune Kundera ceva care ne poate da de gândit tuturor. Tema nu-i nouă. Chiar Franz Kafka în 1911 o pomenește în jurnal. Care este situația țărilor mici? Cu literaturi mici, țări mici, literaturi mici, în limbi de circulație, nu-i cazul lui Kafka, care scrie în germană, care nu e o limbă de circulație mică, dar astea, cu puhoiul lor de consoane, când până înveți să pronunți numele autorilor, al personajelor, hai să zicem, și al unor titluri, îți rup limba. La câte un congres din ăsta, unde ne mai adunam centrale europenii, până n-au mai vrut să fie numiți centrale europeni scriitorii după 90, prin 2000, au zis suntem scriitori europeni mondiali, deci nu mai vrem delimitări de astea, dar totuși, în afara englezei prin care comunicam, sau vag, a germanei sau a francezei, începea o vâjeală de consoane și de unde și un fum de țigară, mă rog, care îi făcea recognoscibil rapid. Ridică pentru prima dată această problemă a literaturilor mici, din țări mici, care o să reapară și în textul pe care îl avem în vedere. Sigur că el face aluzie în 67 la zona, așa spune el, are loc un fenomen de integraționism, adică marile puteri și vine cu exemplul Germaniei, care încerca să, cum să spun, să acapareze nu numai politic, nu numai economic, nu numai cultural, literar, o cehitate care abia în secolul XIX, spune el, începe să-și descopere specificitatea, militantismul național pentru o limbă care să devină și limba literaturii. Sigur că e o viziune ca și cea din Tragedia Europei Centrale, e o viziune care nu mai prea stă în picioare astăzi, pentru că privilegiază între toate artele, între toate domeniile care pot transmite cel mai eficient mesajul unei identități naționale, literatura. Ei sunt culturi literaturocentrice, în care scriitorul pe model romantic este ca un fel de personaj mesianic, salvator fondator, ceea ce puteți să uitați. Episodul la care ne vom referi imediat, 1956-le maghiar, a pornit dintr-un cenaclu literar, Petőfi, 68-ul Braghez pornește o fervoare intelectuală scriitoricească difuzată ca și în Polonia lui 81 cu Solidarnostru din medii intelectuale, dominant scriitoricești, filozofice, istorice, cu putere de iradiere extraordinară pe modelul luminilor în medii, cum să zic eu, alternative, elevi, studenți, clasă muncitoare. Asta e cel mai elocvent, e sindicatul Solidaritatea al polonezilor, care a explodat în 81. Deci, sigur că are un rol fondator, scriitorul. Viziunea asta a cam pălit, rolul ăsta s-a cam dus, pentru că altele sunt vedetele, altele sunt mediile de transmitere, dar nu asta e, el n-avea de unde să știe ce o să se întâmple atunci. Și vine acest text
din 83, când Kundera, ăsta e al doilea timp al lui Kundera, nu mai e la în Cehoslovacia, e deja emigrat după experiența lui 68, e în Franța, mai întâi la Rennes, apoi la Paris. E o experiență de exilat, semi-voluntar, semi-impus, îi se ridică cetățenia, nu se mai întoarce și nu se mai întoarce, deși la 90 de ani a primit înapoi, a reprimit cetățenia cehă, are o problemă cu Cehia de astăzi. Și cum să spun, astrul lui literar nu că se diminuează în raport cu operele scrise în cehă și traduse în franceză. Învață, deci știe foarte bine franceza, își controlează traducerile și la un moment dat scrie ultimele opere, toate sunt scrise direct în franceză. Nu mai e ce a fost. Nu mai are, să vorbim neacademic, nu mai are snaga aia cehească. Se devine o proză exsangă. Cum s-ar zice, am zice noi așa alternativ, nu mai e sânge în instalație. Sigur că a și îmbătrânit, sigur că are și o experiență de viață. Dar ce face cu acest text în 1983, când îl publică în Le Débat, cetățean francez fiind, spune unul dintre prefațatorii textului de aici, Jacques Rupnik și Pierre Nora, sunt doi super, unul, Jacques Rupnik e politolog, Pierre Nora e istoric, sunt de mare gabarit, Jacques Rupnik e ceh, Pierre Nora e francez, sunt vedete ale lumii intelectuale franceze, ei prefațează o pagină, două, scurtele texte și spun că cu acest text s-a schimbat de fapt harta mentală a Europei în percepția inclusiv a cabinetelor politice, a opiniei publice, deci un text dinamitar. S-a spus că e ca un fel de manifest, un fel de manifest protest anti-sovietic, dar de pe fond anti-rusesc. Și ce se întâmplă acum când apare volumul 2021? Acum însemnând anul trecut. Kundera are 93 de ani, nu mai dorește să se întoarcă în Cehia și datorită unui episod mai puțin calm al biografiei lui. E vorba de un dosar CNSAS-ului ceh, ceoslovac, care îl incriminează. Este un scandal, se împarte lumea scriitoricească și politică și intelectuală, mass media cehă în două, mă rog, nu e momentul să discutăm și nici n-am competența și căderea să discut acest aspect. Cert este că el e cumva într-un cont de umbră total, plasat singur în acest cont de umbră la 93 de ani. Și ce se întâmplă azi, acum, în 16 aprilie 2022, recitind textul ăsta, este pur și simplu uimitor pentru o forță, să zicem, vizionară, pe de-o parte, pentru o forță, pentru o capacitate extraordinară de a înțelege ceea ce ar părea evident pentru toți dacă am avea lentilele, dioptriile necesare. El vede ceva care, sigur că se poate asemăna, sunt autori de facturi complet diferite, cu ceea ce un alt mare central european, Hermann Broch, numea vesela sau voioasa apocalipsă. Și se referea la ceea ce i s-a întâmplat Europei Centrale în preajma primului război mondial și deja anticipat sosirea celui de-al doilea război mondial. Cum adică voia să apocalipsă, mai ales pentru primul război mondial? Te îndrepți spre dezastru
spre catastrofă, cu un zâmbet, era să zic tâmp, inconștient pe buze, bine dispus, fără să realizezi că ești pe malul mării și vin apa și ți-a nisipul până te trezești cu apa care te înghite și pe care începi să o înghiți. N-ai antenele, așa cum le au mari scriitori, mari filozofi, artiștii, nu ai antenele să intuiești catastrofa. Și aici ce intuiește în articolul ăsta pe care vi-l prezint Milan Kundera? Capitolul O ironie a istoriei și un exercițiu de imaginație. Uitați cum începe. Începe un articol politic ca un mare scriitor și l-am tradus din varianta franceză. În septembrie 1956, cu câteva minute înainte ca biroul să-i fie spulberat de un obuz, directorul agenției maghiare de știri a trimis lumii întregi prin telex un mesaj disperat despre ofensiva rusească declanșată dimineața, în acea dimineață asupra Budapestei. Vom muri pentru Ungaria și pentru Europa. În varianta din volumul nostru era cu prezentul. Bine și așa, murim pentru Ungaria și pentru Europa. Am încheiat citatul din Kundera. Și acum vine întrebarea. E revoluția din 1956, când o mișcare de sens contrar anticomunistă pornită din jurul unui grup de scriitori și care câștigă aderenți în tineretul școlar din clasele mari, tineretul studențesc, mare masă, cu trupele sovietice cantonate în Budapesta și pe teritoriul Ungariei, ca și pe cel al României, în toate țările devenite brusc Europa de Est, după 1945. E o revoluție reprimată în sânge, în crâncen, pentru că, deși relativ înarmate, trupele insurgente nu au cum să facă față canonadelor artileriei grele și ușoare sovietice de pe teritoriul ei. Ok, se poate înțelege de ce acel biet om de presă spune vom muri pentru Ungaria. Sigur că e o Ungarie cotropită, amenințată, dar de ce spune el, zice Kundera, de ce spune el vom muri pentru Europa? Puteți înțelege sensul acestui cuvânt, murim pentru Europa? Și de aici ideea acelui în Occident kidnape, un Occident răpit. Ce înseamnă că murim pentru Europa? Și el spune, dacă ar auzi un francez sau un spaniol sau un american, chestia asta n-ar înțelege despre ce e vorba. Sau un rus. După care spune, nici la Sankt Petersburg sau la Moscova, lucrul ăsta n-ar putea fi înțeles. De ce un central european, cum e directorul Agenției Maghiare de Știri, simte că odată cu dispariția, cu moartea, în ghilimele, Ungariei, moare o parte din Europa, adică moare partea ei occidentală. Și aici începe dezbaterea. Imaginați-vă, și aș vrea să faci acum acest exercițiu de imaginație, scena în, Doamne păzește, și nici n-are cum să fie așa repede, zic eu, în 2023, 24, 25, canonadă asupra Agenției Maghiare de Știri din Budapesta, murim pentru Ungaria și pentru... Nu s-ar întâmpla la Budapesta. Păi nu s-ar întâmpla. Are grijă Victor Orban să acolo. Nu se întâmple. Nu se va întâmpla. Da. Dar se întâmplă la Kiev. Și Zelenski astăzi spune continuu, noi ne luptăm pentru Europa. Mm-hmm. Noi murim pentru Europa. Mm-hmm. Și întrebarea e, lui Kundera e acută. Ce înțelege un francez azi din această frază a lui Zelenski? Ce înțelege un neamț azi din această frază? Ce înțelege un spaniol azi din această frază? Și ce înțelege un rus din această frază? Și toată argumentația care urmează dă o explicație mai mult decât plauzibilă acestui sentiment de apartenență la Europei Centrale. Acum să vedem ce e Europa Centrală.
nu e simplu, de apartenența Europei Centrale la Europa Occidentală, la Occident. Evident, după ce a apărut textul ăsta, pe care o să vi-l mai trec un pic printr-o grilă să vedeți ce tip de radicalitate are. Textul a devenit subiect de polemici cât nu cuprinde, a fost contestat. Cine l-a contestat cel mai mult? Niște critici literari de primă mână, sârbi și rușii înșiși. Pentru că am cam în sistem Huntington, dacă mă ține bine memoria, nu? El separă în parte Europa în două, o Europa răsăriteană și o Europa occidentală. Și între ele, cu o frază celebră care e reluată permanent, plasată geografic în centru, în 83, tot acolo a rămas, plasată geografic în centru, politic în est, pentru că toate țările, astea micile țări ale Europei Centrale, sau aproape toate, repet, făceau parte din lagărul, cum îi spuneam noi la școală, lagărul comunist în zona de sateliți ai Uniunii Sovietice, cu sisteme, cum să zic, instalate cu forța de la sistem politic, ideologic, cultural, economic, am spus, social, în țări care funcționaseră de bine, de rău, într-o democrație cât de cât, care se ajusta pe traseu după primul război mondial, să te trezești cu un sistem complet străin de propriile tale aspirații. E ceva. Deci, geografic în centru, politic în est atunci și cultural în vest. Asta e definiția lui Milan Kundera. O micro-Europă, o arhi-Europă cu cea mai mare diversitate, o să vedeți de ce factură și culturală și lingvistică și confesională, pe cea mai mică suprafață. Deci o șansă extraordinară, zice el. Numai că din punctul ăsta lui de vedere aparține Europei Centrale, apărea ca un fel de bonus, care a și făcut destul de mult rău, frustrând pe cei care nu se simțeau centrali europeni, inclusiv în România, deci parcă flanc cu asta de vest central europeană, restul. Le explicam tuturor, domnule, dar e o șansă extraordinară să ai zone de influență diferite pe care să le vezi în complementaritatea lor, nu în separarea lor. Una centrală europeană, da, asta a noastră aici, partea asta, una mai degrabă balcanică în sud și una mai degrabă răsăriteană în est, cu marile provincii. Primul care o spune e Brăileanu, dar nu descoperim acum apa caldă. E o șansă să le ai pe teritoriu, un teritoriu unitar, cu politici unitare, în fine, asta e. Numai că acum apare următorul subiect și vreau și eu să fiu, acum doamna Oana a plecat, dar vreau să fiu și eu un fel de pușcaș marin după ce am trăierat așa ca un șvec amețit. Deși n-am platfus, Europei Centrale îi se mai spune cehi, îi spun patria persoanelor cu platfus. Ăsta e după șvec, da, na, așa. Auziți, spune-mi ce după tine Europa Centrală ca să spun cine ești, ce ideologie fumezi, împărtășești și unde te situezi. Dar ce-s mai multe variante de Europa Centrală? Deci v-aș ruga acum să-mi dați tot creditul. De 25 de ani cu intermitențe lucrez la acel dicționar. Am biruit o prefață de 100 și ceva de pagini format mare, pe care veți adormi probabil, dacă presupun că o veți citi, unde un capitol întreg e dedicat conceptului de Europa Centrală. Auziți, e un concept cu geometrie variabilă. Depinde de unde e formulat, în ce timp istoric e formulat. Cine spune în germană, dacă noi acum aici vorbim limba română, dacă am fi la Viena sau la Berlin, nici n-ar suna așa ciudat. Dacă le spunem ca să avem un fel de, să ne dăm un fel de ifos, de supercultivați, mit la Europa,
Eu, deci imediat, cine știe istorie, istorie conceptuală, știe că e conceptul german, formulat înainte de primul război mondial de Friedrich Naumann. Sunt lucruri publicate și în limba română, care e o viziune pan-germană, s-a spus pan-germanistă. După ce i s-a întâmplat Austriei, care a produs și ea un mare deranj prin Hitler, totuși, și cu Anschlussul german, la care a consimțit totuși cu destul entuziasm, să fim serioși. După al doilea război mondial, Austria îi precaută și a ales varianta Central-Europa. Deci cine aude Mitteleuropa sau Central-Europa sau Zwischen-Europa, termenii germani, dar cel mai tare e ăla Mitteleuropa. Cine spune accente mitteleuropene, păi fii atent mă ce spui în limba română, pentru că are imediat o conotație pentru cine știe, pentru cine nu știe nu e nicio problemă. Acum asta e și cursul scurt despre cum să folosiți termenii. Dar e conotat cu zonă de influență germană, germană sau austriacă. Ok. Ce concept mai apare pe filier, pe firul apei? Noua Europa. Cine este? Cine îl creează? După primul război mondial, cehii. Urmând o idee foarte veche de secolul XIX, excelentă, aceste țărișoare mici, care după primul război mondial, nu, își găsesc mult visata independență, autodeterminare, câtă e. Și din mari imperii se văd, na, și Austria, o mică țărișoară, Ungaria, altă țară mai mică, Polonia este destul de bine, România este extraordinar de bine, are mare noroc cu istoria, chiar dacă nu are politicieni, împrejurările istorice, asta e ideea, că o ajută foarte mult. Un proiect de solidarizare a acestor mici țărișoare e un mare om politic, Masaryk, care cumva să încerce o mică federalizare, un, cum se spune, o avant, nu Visegrad, nu, pentru că intra și România foarte intens în această mică antantă, care să, cum să zic, să se solidarizeze împotriva oricărei tendințe expansioniste și dinspre est și dinspre vest. Ține? Nu prea ține. Nu prea, adică n-are, dar e un proiect foarte generos. După care vine al doilea război mondial, după care Europa se împarte din nou. Pe un șervețel, la Ialta, sunt conferințele de pace, Potsdam și le-am nenumerat acolo. Și brusc devenim Europa de Est. Aproape toate aceste țărișoare. Și Austria. Acolo e problema foarte complicată și ea e la inițial până în 58 când se retrag trupele sovietice. E și ea împărțită. Și e mult mai complicat, ca un fel de culoar așa, pentru că totuși Viena valsului, șnițelului, ringișpilului și asta, cum Dumnezeu să treacă la sovietici toată așa, adică Hitler, dar stați puțin, acum învățați împărțirea Europei când, pentru preșcolari sau cum. Așa le explic studenților și atunci pare mai viu, poate mult cu unele inexactități, dar în mare cam așa. Scapă pentru că s-a eliberat singură Iugoslavia. Iese în afara împărțelii. Rămâne tot sistem comunist coordonat de... Dar fără trupe sovietice și un alt fel de comunism. Ok. Deci brusc devenim Europa de Est. Până când atrage atenția Milan Kundera că ne-am putea numi nu toți, pentru că el are în vedere, într-adevăr, un grup restrâns de țări, nucleu dur al Europei Centrale, în ghilimele, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria. Face totuși referire la Cioran, la România și la Cioran, într-una din explicații, ca fiind un ilustru central european, deci ne consideră, și face trimitere prin Danilo Kiš la Serbia. Și nu-i pomenește pe ceilalți. Nu-i nimic. După 1990, lucrurile
adică în ce privește conceptul, o iau pe toate arăturile posibile. Apar grupuri de reflecție care găsesc un termen nou, Europa mediană sau Europa de mijloc, unii spun că nu e același lucru, din milieu și median și, na, în fine, discuții, și care imaginează Europa, ceea ce numim Europa Centrală, ca pe un culoar care vine de sus, de la țările baltice, și se duce până jos în Albania, Bulgaria, chiar Grecia, după unii, ceea ce, din punctul nostru de vedere cultural, literar, nu-s istorie asemănătoare, nu-s softuri mentale asemănătoare. În fine, deci lucruri care totuși diferă. Trece și timpul Europei mediane sau de mijloc, și pentru mai toate cancelariile care vor să facă pace se cheamă așa. Sau Europa Est-Centrală, sau Europa Centrală și de Est, fiți atenți, contează foarte mult când spui Est-Centrală-i una și când spui Centrală și de Est e puțin altfel. Am explicat în prefățoiul ăla ce se întâmplă cu fiecare. Foarte inclusiv, foarte, iar intră aproape toate, cu Ucraina, cu Belarus, cu... Deci iar din punctul nostru de vedere a celor care am decupat dicționarul, mult prea extins și din punct de vedere tematic, efect al unei mentalități comune, nu prea semănau. Deci e o opțiune de grup, ca să zic așa. Deci conceptul e cu o geometrie variabilă. Dar ce e Europa Centrală? Numai un concept, adică un construct mental, o idee de dezbătut în medii academice sau... Sau e și un spațiu concret? E o realitate empirică? E o hartă? Da, este și o hartă. Și aici vine ceva foarte interesant. N-am foarte mare competență în domeniu, dar totuși m-am străduit să bifez, să fișez textele cele mai importante. E vorba de un fel de reîntoarcere a geografiei în studiile astea, chiar studiile literare, ca să zic așa. E cartea lui Kaplan, Răzbunarea geografiei. Sunt o mulțime de texte care spun că, și antevorbitoarea mea a subliniat lucrul ăsta, poziția pe hartă e decisivă. Poziția concret geografică, să fii la mijloc, să fii în interval. Foarte mulți dintre scriitorii care vorbesc despre specificul Europei Centrale și așa mai departe, spun de multe ori, suntem prinși ca într-o menghină. Când spun suntem prinși ca într-o menghină, se referă la spațialitate între două mari blocuri. Și spune un mare istoric francez, Fernand Braudel, care face prefața unei cărți foarte cunoscute, e tradusă și în românește, a unui istoric maghiar, Cele trei Europe, Suciene, Fernand Braudel, care e o somitate a istoriei mentalităților, spune așa, țările astea nu au fost lăsate să se dezvolte organic, firesc, fiind prinse. El nu spune în menghină. Scriitorii dau drumul la tot soiul de construcții. Suntem prinși ca în menghină, ne simțim ca în menghină. N-au unde să fugă. Occidentul poate să iasă la ocean, la mare, partea rusă, blocul rusesc, poate să o ia spre Asia. Aceste țări n-au unde să scape. Ăsta era cuvântul și la Kaplan și la Fernand Braudel. E un avantaj starea de interval sau e un dezavantaj? Depinde din ce perspectivă privești lucrurile. Dar după părerea multora, e mult mai mult decât un concept, e mult mai mult decât o hartă, ori o poziționare, un spațiu. Europa Centrală e de fapt un spațiu pe care îl poți privi ca un palimpsest în straturi succesive, un spațiu pe care îl densifică timpul istoric. Și aici nu poți să spui decât că în
cel puțin în ultimele două secole, dacă nu mai de mult, istoria acestei părți de Europa a fost o istorie rea, sursă a mai tuturor tragediilor. De ce? Și spun unii, parcă am fost nu în menghină, prinși cu spațiile, ci parcă am fost în gâtul clepsidrei. Asta iar e un scriitor polonez. Ne simțim ca în gâtul clepsidrei. Când credem că nisipul s-a așezat, fără să ne dăm seama, nisipul s-a scurs și lucrurile se întorc și vine acel paradox cu 180 de grade. E foarte dur. Știți cum e? E o istorie spasmodică. E o istorie impredictibilă, imprevizibilă. E un spațiu care trecut prin această istorie își vede statalitățile astea despre care vorbim, își văd frontierele în permanență, dacă nu suspendate, asta e Polonia, care în loc comun dispare de 3 ori de pe hartă, scurt, ca stat. Dar frontierele mereu mișcate. Și uitați-vă, suntem în, am zis, domnule, în secolul 20 nu se mai poate. Și după al doilea război mondial și la 100 de kilometri de Timișoara erau războaiele din fosta Iugoslavia, care propuneau retrasări, reașezări. Uitați-vă astăzi, în 2022, în mileniu 3, într-o parte care și ea se revendică o parte europeană. Și din acest concept, care e și spațiu, care e și timp istoric, nefast, se degajă ceea ce, după unii, se numește matrice mentală afectivă, după alții se numește etos. Nu discut conceptele acum, că e și târziu și am depășit timpul. După alții se... E unul Hofstede foarte bun, psihosociolog, care zice soft mental. Și determină. El analiză statistică super performantă pe nu știu câte sute, nu, zeci de țări de pe glob. De pe specific, mentalitar, atitudinal. Și determină 6 dintre care pe Europa Centrală, că le-am urmărit pe tabele. Auziți ce descoperă? Ca un factor comun. Acum, astea, deci, corect, nu e o regiune. E o aglutinare. Unii spun că e zonă, alții spun că e regiune, alții că ar fi federație, nici atât. Un conglomerat de țări care au o amprentă comună pe care le-o dă poziția geografică și un timp istoric nefast a bătut peste ele, da. Și el determină câteva elemente de specific pe care Kundera, fără să aibă habar de Hofstede, cred, Doamne iartă-mă dacă greșesc, cumva le intuiește în tragedia Europei Centrale și le contrapune unui soft rusesc, soft mental, vreau să spun, unui pattern sau unei matrici mentale, afective, comportamentale, atitudinale. Acum, asta o să fie o dezbatere sever la Oradea cu domnul Daniel David, care a scris Psihologia poporului român. Sigur că unii dintre colegii psihosociologi sau sociologi sau psihologi au o retractilitate pronunțată în fața idei de etnopsihologie, de specific psihologic etnic. Da, pe de altă parte are o tradiție. Are o tradiție, n-am competență, abordarea da, asta. Da, nu mă, dar citesc cu foarte mult interes, dar n-am nicio competență să calific sau, dar nu mă pot împiedica să vă spun ce descoperă Hofstede în softul mental central european. Sună destul de și pentru noi. Auziți aici. 3 ne sunt comune tuturor. Nu l-aș putea contrazice. Prima ar fi ponderea anxietății în fața schimbării. Ne e teamă de schimbare. De ce?
pentru că vine pe fondul acelei insecurități de fond pe care ne-a dat-o istoria. Nu poți să ai nimic coerent. Societăți, s-a spus, aproape păstrate unele dintre ele, majoritatea într-o fază de adolescentină, de neformare, de nelăsat să ne dezvoltăm organic. Alta. Autoreprimarea speranțelor. Deci o incapacitate de a ne trăi clipele de bunăstare, de bine, de ceea ce poate fi numit un fel de normalitate. În tot timp, tot timpul ele sunt cumva subminate. Cred că are dreptate. Auziți, și una care e foarte tare. Zice așa, incapacitatea de a construi perspective pe termen lung. Pe astea le-am găsit la toate țările care sunt numite acolo și care ar intra pe bune în ceea ce am numit Europa Centrală. Deci nu ne putem construi perspective pe termen lung. Sigur că li se adaugă o mulțime de altele pe care nu le-am găsit la Hofstede, dar în studiile noastre, studiind în primul rând literatura, dar și studiile de sociopsihologie, de istorie, am văzut o mefiență, o neîncredere, un scepticism în fața istoriei, în fața acestui trecut care nu trece. Se le passe qui ne passe pas. Trecutul care nu trece, ăsta e Paul Ricoeur. De ce aici trecutul nu trece? Care sunt rănile memoriei? În câte feluri se poate vorbi despre o memorie care refuză să își închidă rănile? Prea multă amintire, prea multă uitare. Câtă amintire, câtă uitare? Te-am uitat, te-am iertat, dar nu te-am uitat. Formularea noastră. Se întâmplă asta în Europa Centrală, da. I-aș adăuga neputința de a... Dacă ți-e teamă de prezent, deci nu-l poți trăi cu toată frenezia. Ți-e teamă de viitor. Ești sceptic, pentru că nu poți să aducă nimic bun, pentru că ți s-a dovedit că nu ți-aduce nimic bun niciodată. Nu poți să construiești utopii. De ce e marea... cantitatea cea mai mare de texte distopice pe lângă cele rusești sunt și creații, invenții ale Europei Centrale, distopiile. De ce? Tocmai din nu sinonime, utopiile negre contra utopiile. De ce? Asta ar fi, să zicem, un alt element. Auziți, dar întreb și eu simplu. De ce e zona europeană. Vorbim numai de despre secolul 20, cu cel mai mare număr de sinucigași pe cap de creator, fie el artist, scriitor, filozof, performer în domeniul științei. De ce? Am așa o listă, dar nu vă întunec acum zilele, adică seara. Cu... De ce? De unde vine? Deci, și în fond, ce mai e această Europa Centrală, dincolo de acest soft mental? Că e mult mai complicat, nu mai multe. E și o cultură specifică. Există o cultură, cum am încercat noi să demonstrăm, există ceva comun care leagă, care leagă aceste țări. Și ce spune Kundera? Textul a disperat al directorului Agenției Maghiare de Știri, Murim pentru Ungaria și pentru Europa, nu poate fi înțeles nici în Occident, în niciuna din capitalele sau orașele mari occidentale, după cum nu poate fi înțeles în Rusia și mai ales în Rusia. Și urmează o discuție care strânește și multe polemici, adică multe, câteva destul de apăsată. El susține, a nu știu câte oară, că Europa Centrală este o micro-Europă, o arhi-Europă, care desfășoară cea mai mare diversitate în cea mai mică
unitate, să zicem, spațială. E un model miniaturizat ale Europei Națiunilor. Concepută, zice el, după regula unui maximum de diversitate pe un minimum de spațiu. E o zonă care are pasiunea diversității. Ori, modelul rus, ca să înțelegem și ceva din ce se întâmplă astăzi, după ce colegii super pregătiți, au dezvoltat discursuri mult mai coerente și mai argumentate pe la capitolul ăsta decât vă spun eu acum. Ce se întâmplă? Nu folosind etnopsihologii, dar folosind une de argumentele lui Kundera, sau nu neapărat elemente de etnopsihologie, constatări istorice. Rusia, pe o imensitate spațială, are un proiect de diversitate minimă. Deci, Europa Centrală se deschide spre diversitate prin natura ei, prin realitatea ei, în timp ce Rusia refuză însăși ideea, pledând pentru uniformizare, pledând pentru hipercentralizare, acceptând că există un singur popor, rus sau sovietic, zice Kundera. Întreabă el, comunismul este oare negarea istoriei Rusiei sau mai degrabă împlinirea sa? Și spune tot el, este și. Ei, pe de o parte, sistemul comunist neagă religiozitatea modelului rus tradițional, imperial, dar amplifică tendința centralizatoare și uniformizatoare. Și el spune, acceptă, aduce un omagiu marii culturi ruse, rădăcinilor culturii ruse, dar spune, sunteți pe fond un alt tip de civilizație, nu califică. Sunteți pentru noi, cei care ne simțim mai aproape de Occident, stranii, ciudați. La voi totul e mare, e un spațiu imens. Timpul curge altfel, lent, mult mai lent decât la noi, e mult mai răbdător, spune, astea sunt citate din Kundera. Aveți un alt mod de a râde, de a trăi și de a muri. Și spune că a găsit la un singur central european filozof, era vorba despre Cioran al nostru, o explicație cu privire la, adică nu, o descriere a acestui tip de alt fel de lume. Nu spune mai bună sau mai rea, dar alt fel, cu care nu ne asemănăm. Sigur, există, zice el, logodne, fascinații reciproce, dar asta nu înseamnă că nu suntem diferiți. De ce am pus semnul întrebării după tragedia Europei Centrale? Așa se cheamă textul ăsta. E o tragedie în 83, în 68, nu. E o tragedie în 45 când se împarte Europa. E o tragedie în 68 când au loc, în 56, în Ungaria. O tragedie în 68 la cehi când invadează trupele. E o tragedie în 81 când e stare marțială în Polonia. Nu mai intră rușii, dar se strâng din nou toate șuruburile. E o tragedie pentru că e o tragedie și un Occident răpit, pentru că aceste țări ies cumva prin forța modelului care li se impune, ies din Europa. Și dispare odată cu ele, cu spiritul lor vechi, dispare și o parte din Europa. Vina Occidentului pe care o impută este de a nu fi fost empatic, de a nu fi sesizat acest lucru. Și de foarte multe ori accentele puse și astăzi sunt într-un fel tot de factura asta. S-a întâmplat sub ochii voștri. Am fost împărțiți pe un șervețel. Și ați acceptat. Nu am competența să discut cauze istorice și așa mai departe de ce s-a ajuns la acest consens. Nu ați realizat că odată cu pierderea noastră ați pierdut o parte din voi.
o parte din acest Occident a fost răpit. Acum este o tragedie a Europei Centrale. Sau acum, în cât e astăzi? 16 aprilie 2022. E tragedie sau e dramă? Acum ar trebui teorie literară, încă cursul scurt până dimineață. Simțiți că tragedia are altă intensitate decât drama. E ceva dramatic. Asta drama în greacă e acțiune, e tensiune. Dar nu e obligatoriu să se moară. E obligatoriu, adică poți să și râzi într-o dramă. Nu se întâmplă nimic de gravitatea celor care se întâmplă în tragedie. Unde eroul moare, eroic, înfruntându-și destinul. Astea sunt definițiile standard. Acum ce trăim este o dramă. Acum, în 16 aprilie. Și textul meu care, Doamne păzește, să nu fie, adică nu Casandra sau... Dacă nu suntem atenți, dacă privim cu ochii ușor, cum să spun, goliți de inconștiență, de superficialitate, de un fel de nesimțire și cu zâmbetul ăla ușor stupid cu care s-a înaintat spre primul război, spre al doilea război mondial, cu surâsul pe buze, spre voia sa apocalipsă, s-ar putea ca peste un an, peste doi, să nu zic alte vorbe mari, să fie chiar o tragedie. Mulțumesc! Multe întrebări. Știi, eu îmi doresc să fiu foarte simpatic aici la Arad și fac tot posibilul ca oamenii să mă placă, dar de data asta voi fi foarte antipatic. Sunt atât de multe întrebări și inevitabil nu voi lua decât două sau trei. Pe urmare, cei care nu-și vor regăsi întrebările aici, fine, mă vor detesta. Dar știi, sunt într-un fel obișnuit, se spune că jobul de redactor șef îți aduce numai asta. Mi-a spus cineva odată când am, cu puțin timp înainte să fiu numit redactor șef, știam că voi fi numit, și cineva ca redactor șef la o altă publicație cu mare experiență, era de mulți ani de zile, mi-a spus, zice, știi cum se cunoaște un redactor șef bun? După numărul de texte pe care le respinge. Da, ce nu mi-a spus el atunci este cât antipatie îți aduce faptul că ești un redactor șef bun. Bine, o să trec direct la întrebări. Încep cu una care este aproape, cum să spun, o obligație morală. O să înțelegi imediat, cred că totul mă să înțeleg de unde vine. O întrebare venită dintr-o țară latino-americană condusă totuși la un moment dat de un membru al casei de Habsburg. Și întrebarea e așa. Europa Centrală nu poate fi concepută fără contribuția esențială a evreilor. Nu vi se pare că Holocaustul și comunismul subsecvent au pus capăt creativității centrale europene ca realitate regională, dar a globalizat-o, paradoxal, pe de altă parte? Ba da. Da, e unul din punctele pe care le atinge în final în text. N-am mai biruit. V-am spus că aici trebuia pușcaș marin să fii despre contribuția scriitorilor, artiștilor, intelectualilor, savanților evrei în Europa Centrală la patrimoniu, la marele patrimoniu al Europei și al lumii. Prin fuga multora, prin exilurile voluntare sau impuse, soldate sau nu, cu sinucideri, individuale sau în cuplu. Ștefan Zweig cu soția, Walter Benjamin, deci nu mai dau exemple, s-a pus într-un fel capăt acestei creativități. Ea n-a secat, pentru că s-a exportat în Statele Unite, s-a exportat în actualul stat Israel, în țări în care autorii aceștia și-au găsit un adăpost temporar sau definit. De durată, Anglia, cum ar fi. Deci, cumva, harta Europei Centrale, prin aceste exiluri silite, s-a extins. Contribuția la globalizare e aceea. Da, ba da, așa e. Dar n-a secat izvorul. Dacă îmi permiți, da, da. Știți de ce n-a secat?
cel puțin din punct de vedere literar, aici să zicem că am o brumă de competență. Au apărut generațiile, ori ale supraviețuitorilor, ori ale urmașilor supraviețuitorilor, și a apărut o, în zonă literară, mă repet, a apărut o literatură extraordinară care se numește literatura postmemoriei Holocaustului, de pildă. Dar puteți vorbi despre postmemoria oricărui mare eveniment istoric. Sunt copiii, sunt nepoții celor care au trecut prin aceste experiențe extraordinare. Majoritatea se află în momentul de față în Statele Unite, dar și în Cehia, și în Polonia. Pot să vă dau oricând, că cu asta ne-am ocupat, în literatură. Conceptul de postmemorie e foarte interesant. E elaborat de o fostă colegă de-a mea. N-am cunoscut-o, am la școli paralele, Marian Hirsch, din Timișoara. E profesoară la Columbia University, dacă nu mă înșală memoria, în Statele Unite. A lansat un concept care face carieră mare, postmemoria. N-a secat. Ștafeta se predă, zic. Ar fi putut avea România un alt parcurs european dacă Occidentul ar fi remarcat un autor român care să se fi bucurat de recunoașterea unui Kundera? E foarte riscant să spui că imaginea unui scriitor poate să modifice, unui singur scriitor poate să modifice o percepție. Kundera n-a fost singur. Și nici mari polonezi n-au fost singuri, și nici scriitorii maghiari n-au ieșit în arenă singuri. Au ieșit împreună cu arte mult mai penetrante, cum e de pildă filmul. Aduceți-vă aminte de filmul ceh al anilor 60-70, aduceți-vă aminte de filmul polonez sau maghiar. Șansa noastră extraordinară era ca pe valul noului val al cinemaului românesc să intrăm mai vizibil în arenă, cu atât mai mult cu cât scenariștii sunt prozatori reputați, unii chiar traduși. Dar deci trebuie concertate, trebuie politici culturale, cum a fost cea, de exemplu, a ICR-ului la un moment dat în perioada Horea Roman Patapievici, Mircea Mihăiești, Tania Radu. E și rezultatul unei politici culturale inteligente pe care aceste institute culturale ale țărilor respective au pus-o în practică, în operă. Plecând de la argumente culturale, manifestul exasperat al lui Kundera avea obiective politice, anume arăta de ce Europa Centrală nu putea aparține lagărului sovietic. De ce excludea Kundera România și de ce dumneavoastră ați inclus-o în cercetările Fundației A Treia Europa? El o pomenea tangențial, foarte puțin o pomenesc, și pentru că dezbaterea noastră din România intelectuală asupra Europei Centrale, asupra specificului Europei Centrale, asupra componentei de centrale europenitate a culturii române a fost foarte slab, foarte firav. Deci, vocile noastre și din punctul ăsta de vedere, aici, aproape că intru în rezonanță pe cu totul altă temă, am fost palizi. Oare de ce? Sunt răspunsuri, dar nu le-aș da acum. Și în orice caz, din câte mi-amintesc, dezbaterile intelectuale din cel puțin din ultimele, nu cred că cam din toată perioada comunistă în România, nu prea introduceau tema Europei, europenității României. Se vorbea despre alte lucruri, se vorbea chiar și în subterfuz, se vorbea despre libertate, se vorbea despre destin, se vorbea despre lucruri de genul ăsta, se vorbea despre naționalism, despre națiune. Dar despre Europa și apartenența, adică eu nu cred că intelectualii români chiar simțeau apartenența la Europa, precum o simte în acest text cineva ca Milan Kundera. Ei au trecut prin experiența lui 68, în care și România s-a comportat, a avut un moment de strălucire extraordinară, pentru că a refuzat să participe cu armate, deși eram în pactul, membri ai pactului de la Varșovia, la sediu asupra Pragăi. E o temă.
Și mai e ceva interesant, pentru că ai spus și tu și Oana Popescu că suntem prizonierii geografiei oricât am vrea sau oricât n-am vrea. Da. Trebuie să vă spun că una din marile frustrări ale intelectualilor români care sunt în universități americane și care se ocupă de literatură este că cel puțin în America, în absolut toate, sau studiul literaturii române se face în departamentul de slave, de limbi slavice. Acum vă mai dau încă o veste bună. Și culmea este că la University of Chicago, unde la un moment dat a fost apropiat departamentul de romanice, era condus de un român, de Toma Pavel, dar era condus de un român pentru că era un strălucit profesor de franceză. Apropo de țări mici, literaturi mici, premiile Nobel, premiile, mă rog, în literatură, premiile Nobel, dar multe alte forme de valorizare, au confirmat că nu sunt literaturi mici și că au forță de penetrare cât nu cuprinde. Și totuși sunt traduse. Dar când intri într-o librărie occidentală, eu vorbesc despre, prioritar despre cele franceze, tu ca să descoperi un polonez, un ceh sau un, nu mai vorbesc și un român, asta e arta marketingului. Nu ești așa la nivelul ochiului, presupunând că ai 1,70 m și trebuie să te pitulezi cât mai jos, cât mai la stânga, cât mai într-o poziție marginală, unde scrie literaturi estice. Deci, cumva am rămas tot cam pe acolo, ceea ce probabil na, e un sistem care se perpetuează, deși locul dorit, sperat, ar fi pe un raft mai sus. În fine, ultima întrebare. Sentimentul meu, spune cel care pune întrebarea, este că Europa Centrală s-a lăsat definită și ca o aria scepticismului. Scepticism față de ideologiile de tot felul, ca efect al experienței ambelor totalitarisme. Scepticism ca sentiment burghez prin excelență, dar și scepticism ca tehnică de interpretare. Pentru Eliade, de pildă, Freud ilustra o hermeneutică a suspiciunii. Nu vi se pare că acest scepticism deranjează Bruxelles-ul și că acest scepticism e criticat de Uniunea Europeană ca fiind o formă de conservatorism? Dar cine să răspundă, cine a pus întrebarea, e foarte bine formulată. Și e într-adevăr un scepticism în fața istoriei. Nici n-ai cum să fii, dacă ești cât de cât conștient și precaut, n-ai cum să nu să fii plin de speranță. După ce sub ochii tăi, istoria ți-a făcut-o, ca să nu zic mai grav. A fost o istorie rea. A fost o istorie nefastă. N-ai cum să nu fii sceptic. Iar mă retrag puțin. Nu știu să răspund competent la poziționarea Bruxelles-ului vis-a-vis de scepticismul ăsta ca tip de conservatorism. Poate. Deci nu sunt de formație. Eu zic că să vorbim fiecare... Eu cel puțin despre lucrurile la care cât de cât mă pricep, n-aș îndrăzni să formulez. Dar cine a formulat-o e foarte deștept. Felicitări! Mulțumim mult, Adriana Babeți! Doamnelor și domnilor, așa se încheie și sunt bucuros că așa se încheie conferințele Dilema Veche, această ediție de la Arad. Cu siguranță vom reveni la Arad. Conferințele sunt un proiect inițiat și organizat de Grupul pentru Management și Mediere Culturală în parteneriat cu revista Dilema Veche, finanțat cu generozitate de Primăria Municipiului Arad, prin Centrul Municipal de Cultură, partenerul nostru strategic, îi mulțumim mult, Fundația Superbet, și sponsorului nostru, Grup West Dealer, Opel, Peugeot și Citroen. Îi mulțumim din inimă, pentru că el chiar ne este prieten. Mulțumim mult! O seară bună și pe curând!